v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Cultura în Imagini. Iată că astăzi promovăm valorile tradiționale și ia românească. Așadar, ne aflăm la festivalul România Autentică la Peștișani, iar alături de mine se află primarul comunei Peștișani, domnul Cosmin Pigui. Vă mulțumesc foarte mult pentru că stați de vorbă astăzi cu noi și pentru că organizați acest festival care se află deja la a doua ediție. Și noi vă mulțumim că v-ați făcut timp să mediatizați evenimentul nostru, pentru că principalul obiectiv al nostru este mediatizarea ei, a portului popular, a obiceiurilor românești și mai ales gorjenești. Încă de la prima ediție ne-am propus asta, suntem la a doua. Se simte progresul față de anul trecut, deja mare parte dintre gorjenii noștri au început să poarte cu mai puțină sfială ea și chiar cu mândrie, și asta este ideea, să fim mândri că ea este autentică, este a noastră, este a românilor, ne caracterizează. Părinții noștri au purtat-o din vechi străbuni și noi trebuie să o ducem mai departe, iar tineretul trebuie să vadă frumusețea ei, să se regăsească în motivele de pe ele gorjenești și românești și să explice la rândul lor, copiilor și copiilor lor, însemnătatea și ce iubirea față de autenticul românesc, care cel mai bine se regăsește pe ie. În ceea ce privește numărul participanților la ediția de anul acesta, putem spune că sunt mai mulți față de anul trecut? Da, deja la această oră sunt cel puțin dublu față de anul trecut și ne așteptăm spre 10.000 de persoane în această seară, când va fi spectacol organizat de ansamblul profesionist Doina Gorjului și invitații săi. Avem Doina Gorjului, care se va prezenta în fața spectatorilor cu artiști precum Maria Luga, Valentin Safira, Victorița Lăcătușu, Natalia Gorjanu, Georgiana Bărzac, Roxana Croitoru, care este la noi de aici, din Peștișani, din Hobița chiar, și există și invitația ai Doinei Gorjului, Maria Dragomiroiu, Nicoleta Voica, Veta Biriș, Nicolina Stoican, Alexandru Brădățan și Andreea Haisan de la Moldova. Și avem o seară plină de artiști mari pe această scenă. Românismul este în floare, o avem pe Veta Biriș și sunt convins că toți cei de aici, din Poiana Mare la Hobița, vor fi plăcut impresionați și vor simți cu adevărat românește. Știu că anul acesta festivalul este organizat și la Iași. Spuneți-mi cum s-a ajuns la acest parteneriat și ce evenimente vor fi organizate acolo? Da, în paralel la Iași se organizează Festivalul România Autentică. Și pentru anii următori, noi suntem promotorii festivalului, suntem mândri că de la Hobița lui Brâncuș, dintr-un sat al Gorjului, a plecat această idee și se dezvoltă la nivel național, astfel ca în câțiva ani, în toate județele țării, să se organizeze în aceea zi, să debuteze la aceeași oră astfel de evenimente, festivaluri care să ne aducă aminte ce ne simbolizează pe noi, cât de simbolistica ei pentru neamul românesc. Am văzut încă de ieri că v-ați pregătit, în sensul că inclusiv angajații primăriei au purtat ia tradițională românească. Da, ieri toți angajații primăriei au venit îmbrăcați la serviciu în ie și ați văzut, ne-a făcut o fotografie de grup în fața primăriei și ați putut-o viziona și noastră pe Facebook și chiar în anumite organe de presă care au preluat de pe Facebook fotografia. Da, suntem mândri de vie, suntem mândri că organizăm. Ar fi culmea să nu spunem că nu suntem mândri că am avut ideea de a face la Hobița acest festival. Nu ne aparține ideea în totalitate. A fost un dialog cu Cristina Chiriac, președinta Asociației Antreprenori din România. Ne bucurăm și de sprijinul Consiliului Județean Gorj și al primăriei Târgu Jiu, ambele instituții sprijinându-ne destul de mult și înțelegând importanța evenimentului pentru comunitatea noastră, dar și pentru județ, pentru că festivalul este unic și ca și simbolistică și ca și amploare la nivelul județului Gorj. În comunitățile rurale
nemai existând un festival atât de mare. Aș vrea să-mi spuneți dacă pentru anul viitor ați conturat deja anumite idei ce țin de acest festival sau este încă prematur să discutăm despre ediția următoare? Este prematură, inclusiv ediția a doua este creionată în funcție de ediția întâia, am văzut unde am greșit, ce nu a ieșit bine. Deocamdată totul este în regulă, vedem până de seară, iar pentru anul viitor așteptăm finalul și după aceea ne punem la masa de lucru și vom veni cu alte idei. Spre exemplu, în această seară, la momentul în care Veta Biriș va cânta cântecele care o reprezintă naționalist românești, avem pregătite câteva mii de stegulețe tricolore ca să umple poiana mare din Hobița de românism. Mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte și de ce nu să ne vedem cu bine și în anii următori. Noi vă mulțumim și vă așteptăm la anul, la ediția a treia, care vă spun că va fi și mai tare și mai bine pregătită decât anul acesta. În continuare vom discuta și cu actorul Toma Cuzin, cunoscut ca Firicel, dar și cu câțiva meșteri populari care se află la Festivalul România Autentică. Am revenit, ne aflăm în continuare la Hobița, unde se desfășoară Festivalul România Autentică, iar lângă mine se află actorul Toma Cuzin, cunoscut ca Firicel, bineînțeles. Bine v-am găsit. Ca Firicel. Bună ziua, bine v-am găsit și eu. Ce căutați acasă? Sunteți deja celebru. Ca de obicei, în fiecare an la sărbătoarea ei. Și anul ăsta, pe 24, am venit la sărbătoarea ei. Cu bucurie, ca de fiecare dată și cu emoție. Pentru cei care încă nu au aflat, de aici sunt, din Peștișean Gorj. Știu că promovați intens zona Gorjului, v-am văzut chiar zilele trecute, cred, de ziua dumneavoastră, într-o emisiune la un alt gorjean de-al nostru, la Cătălin Măruță. Am văzut că promovați în permanență Gorjul. Spuneți-mi, foarte mulți uită de unde pleacă. De ce nu ați făcut același lucru? Nu știu de ce uită unii și nu știu de ce nu am făcut eu, dar nu cred că o să uit vreodată de unde am plecat și nu am să uit și nu cred că o să mă rup vreodată total de locurile astea unde am crescut și unde m-am dezvoltat. Nu cred că uită, nimeni nu cred că uită, numai că unii se mândresc mai puțin. Eu chiar mă mândresc cu zona de unde vin, adică cu Peștișean Gorj și o recomand de fiecare dată de județul Gorj. Spuneți-mi dacă purtați ea și cu alte ocazii sau pur și simplu atunci când veniți la Hobița apelați la acest articol vestimentar. Spre bucuria mea o port și cu alte ocazii. Ultima dată am purtat-o la Festivalul de Fir Românesc în America chiar. Care m-au întrebat ce semnifică, de ce? M-au întrebat, au fost foarte curioși, a fost admirată, le-am spus că este românească și din Gorj și a fost apreciată. Și a fost suficient. A fost suficient, da. V-au întrebat cumva de unde pot procura, având în vedere că le-au plăcut, le-a plăcut? Mai mult sau mai puțin, de obicei, dacă le spui că este într-o zonă anume, cam și știu de unde să facă rost de ea. Cumva. Ați fost și anul trecut la Hobița, să înțeleg că vă așteptăm și anul viitor. Vin și la anul. Se pare că de 2 ani de zile vin doar de sărbătoarea ei. Sper ca în următorul an să vin de mai multe ori, nu doar de sărbătoarea ei. Dar dacă nu, da, și la anul. Aș vrea să profităm puțin de ocazie și să-mi spuneți ce proiecte aveți în perioada următoare. Pe în perioada următoare scot o premieră de teatru acum, exact acum pe 29, pe 30, se numește Ținutul Dumnezeu Vierii, la Teatru Mic, București, după care am 2 săptămâni pauză și încep filmările pentru Las Fierbinți, în septembrie filmări pentru un lungmetraj și tot așa. Și tot așa să vă urmărească cei care vă apreciază. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați stat de vorbă cu noi și vă așteptăm și cu altă ocazie aici, acasă la noi, în Gorj. Cu bucurie, mulțumesc frumos! Haideți în continuare să urmărim și câteva momente artistice oferite de ansamblurile folclorice care sunt prezente pe scena Festivalului România Autentică. Thank you.
continuare despre valorile tradiționale românești, iar alături de mine se află Oana Paloș, purtător de cuvânt al Consiliului Județean Gorj și responsabil pentru organizarea evenimentului România Autentică. Bine te-am regăsit! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit! Iată ce moment frumos că ne întâlnim pentru prima dată. Sunt la dumneavoastră la emisiune. Un moment frumos, cum spuneam, tocmai pentru promovarea ei și a tradițiilor gorjenești, pentru că noi asta avem întotdeauna în intenție, să promovăm cât mai mult autenticul, obiceiurile, tradițiile Gorjului. Este deja a doua ediție. Aș vrea să vă întreb dacă se simte o diferență în bine, desigur, față de prima ediție, care a fost așa, să spunem, un experiment. Sigur că da, se simt foarte multe diferențe. Avem mai multă experiență în organizare, deja lucrurile au fost puse la punct cu mult mai multă, cu mult mai multă repeziciune. Am știut ce avem de făcut, am avut deschidere, am știut de data aceasta că avem deschiderea copiilor, ansamblurilor de copii din tot județul, după cum ați putut vedea și de dimineață, în Parcul Coloanei Fără Sfârșit, organizarea a fost mult mai bună, copiii au fost mult mai receptivi, dar și coordonatorii instructorii. Am avut cel puțin 16 comune participante. Am avut din Dănciulești, din Crușeți, Turceni, Țicleni, Polovragi, Baia de Fier, Stoina, chiar și din Motru, ca să nu mai vorbesc de comuna Albeni, da, de pe raza întregului județ, ca să nu mai vorbesc de comuna Albeni, care, iată, vine puternic din urmă în promovare. Au un ansamblu de copii foarte bine închegat, ansamblu Magherilor. Ies pentru prima dată într-o astfel de formulă atât de complexă. Am avut o delegație din partea Albeniului de 50 de persoane, îmbrăcați toți în popular autentic. Albeniul a venit și cu o altă surpriză, cu 100 de ei centenare, le spunem noi, cu o vechime între 80 și 100 de ani, o colecție a doamnei Marilena Borcan, care se și ocupă de coordonarea ansamblului Magherilor de acolo din comună. Care se și află la acest festival. Se și află la acest festival. Punctele de desfășurare sunt nu doar în această poiană, în Poiana Mare din Hobița. Am mai avut un moment asigurat de televiziunea publică, un duplex, cum a spus și primarul comunei gazdă, Cosmin Pigui, este un duplex cu Iași. De data aceasta, ediție din acest an este organizată alături de Iași, cum ziceam, împreună cu inițiatorul și organizatorul principal al evenimentului, președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor, care este o doamnă, după cum bine știți, Cristina Chiriac, ne dăm mâna într-o mare horă a sufletească a ei, a ei românești, noi la Gorj, a ei gorjenești și la Iași, a portului și costumului din Moldova. Se desfășoară în paralel cele două evenimente. Festivalul se dorește a deveni unul emblematic și deja și-a găsit un statut aparte în rândul manifestărilor cu specific folcloric, cu specific tradițional. Va fi de la an la an extins. Important este că Gorjul a fost inițiatorul acestui proiect. Anul acesta se organizează și la Iași. Național al Antreprenorilor și Asociația Flor de Ie, dar și mulți, mulți alți parteneri, pentru că avem sponsori, Exim Bank, SIF Moldova, Hotel Unirea din Iași și Pensiunea la Colonelul din Gorj, din Dobrița mai exact. Avem parteneri principali ai evenimentului TVR, TVR Internațional, TVR Craiova, TVR 3, Radio România Actualități, Ager Press, iată reprezentanții media la nivel național, dar și foarte mulți parteneri media. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor din presa locală care au fost alături de acest eveniment, au percutat prompt și ne-au ajutat așa cum se cuvine. Ne-au ajutat să promovăm așa cum au știut la nivel de înaltă clasă acest eveniment al Gorjului, că nu este al Consiliului Județean până la urmă, nu este al primăriei Peștișan și Consiliului Local, este al Gorjului. Noi suntem cei care ne ocupăm ca totul să fie absolut în regulă. Vreau să menționez și primăria municipiului Târgu Jiu, pentru că de dimineață acolo am avut un sprijin puternic din partea primăriei municipiului
municipiului Târgu Jiu, în a desfășura foarte bine sânzienele către infinit, cum îi place domnului Porumbel să spună, sânzienele infinitului și hora ei. Acolo momentul artistic al Doinei Gorjului a fost foarte bine primit și noi sperăm ca și la anul să continuăm cu un eveniment mult mai amplu pe tema sânzienelor. Deja lucrăm la acest lucru, deja avem proiectul pus așa pe hârtie cu principalele puncte de unde să pornim. Chiar discutam cu domnii directori din cadrul instituțiilor de cultură ale Consiliului Județean Gorj și vreau să le mulțumesc, dacă îmi permiteți, pentru sprijinul acordat. Sigur că se poate spune că sunt responsabilul principal pe coordonarea evenimentului din partea instituției. De fapt, noi lucrăm într-o echipă foarte mare. Este domnul Cepoi, este domnul Porumbel, domnul Alexandru Bratu, doamna Olimpia Bratu, domnul Dumitru Hortopan, pe care îi cunoașteți, și dumnealor sunt în prima linie întotdeauna și sunt oamenii care pun bazele și sedimentează proiectele pe care le generăm. Iată că atunci când vine vorba de promovarea valorilor tradiționale, toată lumea, așa cum ai spus, face o echipă și lucrează pentru ca lucrurile să iasă bine. Da, cred că ne regăsim sufletește în aceste evenimente. Ne plac și sunt lucruri frumoase. Când lucrez pentru un lucru frumos... Aduc mândrie Gorjului. Aduc mândrie Gorjului, adevărat, dar când lucrez pentru frumos, pentru artă, cred că întotdeauna calea de dialog și deschiderea este mult, mult mai mare. Sigur că vom continua, este un proiect care îl cuprindem în agenda culturală a județului. Deja suntem în lucru cu viitoarea agenda culturală pentru anul 2018, an centenar. Vreau să menționez încă o dată că Albeniul ne-a ajutat să facem punctul de legătură între acest an, priniile centenare expuse astăzi aici, și ceea ce vom face anul viitor. Mulțumim foarte mult pentru aceste informații. Cu mare drag, vă dorim cât mai multe emisiuni bune și pline de frumos, așa cum le faceți întotdeauna, și să rămâneți alături de noi până la terminarea festivalului, pentru că avem surprize din partea primăriei Peștișani. Ne așteptăm și noi să vedem care sunt. Cu siguranță vor fi unele foarte frumoase. Mulțumim. Așadar, a fost Oana Paloș, purtător de cuvânt în cadrul Consiliului Județean Gorj. În continuare discutăm despre oamenii care promovează IA românească și care, de ce nu, sunt alături de noi în demersul nostru de a promova tot ceea ce ține de tradițional. Alături de mine în acest moment se află și meșterul popular Gheorghe Ciuncanu, care ne va povesti câte puțin despre arta realizării iilor. Bine v-am găsit! Bine ați venit! Aș vrea să vă întreb așa pe scurt, cam ce presupune realizarea unei ii, pentru că vorbeam chiar înainte, aveam o discuție despre munca depusă corelat cu prețul acestora. Presupune multă muncă, totul e manual, tir numărat, se lucrează pe 3, pe 4 fire, pe 1 nu mai lucrează nimeni, că lumea, cei care coasă au îmbătrânit. Și... eu nu fac ei prea puțin, dar eu fac costume populare, adică vestă, pantalon, pardisiu, sacou din căschilierul care l-am aici expus. Aș vrea să vă întreb dacă cumpărătorii dumneavoastră sunt și din afara județului sau doar din județul Gorj, pentru că știu că v-ați promovat intens activitatea și deja cred că sunteți cunoscut în întreaga țară. Am cumpărători și în afara țării, nu numai în țară. Dar cu vârsta care o am, caut să trăiesc eu de azi pe mâine. Și încerc să duc mai departe așa cum am dus-o până acum 50 de ani și vreau să mergem înainte. Am un nepot care mă susține și mergem înainte. Eu pe el, el pe mine. Încercați să-i transmiteți această artă astfel încât să... Cum e mai greu acum cu tineretul, dar... Place? Nu le prea place, că e muncă cu acu și cu degetară, dar încet, încet sper că vede și el cum e viața la noi și sper că mă copiază. Cât de cât văd că merge bine.
Știu că ați fost și anul trecut la prima ediție a Festivalului România Autentică. Spuneți-mi dacă ați reușit să valorificați straele tradiționale pe care le-ați adus anul trecut, dacă și anul acesta ați reușit și, bineînțeles, unde doriți să mai mergeți pe la târgurile din țară. Ce să vă spun, la noi aici e zona noastră, care vine omul și acasă și le ia. Dar mă duc, trecem la București, la Muzeul Țăranului, la Muzeul Satului, acolo e altă lume, alți bani, cum s-ar zice. La noi lumea e mai sărăcuță și noi lăsăm prețurile ca să poarte omul așa, dar în limita posibilităților, nu le avem scumpe. La noi ele sunt ieftine, costumul iar la fel și vă pot spune că am fost și în Cipru, dacă ați văzut un reportaj, am fost și în Polonia. Și... cum se pare că primesc străinii aceste straie populare? Să știți că suntem foarte căutați, dar, cum să vă zic, noi nu avem promovare. Nu ne ajută nimeni, mai ales meșterii populari, ăștia bătrânii. Vă spun ceva, ceea ce nu știe nimeni, Ceaușescu avea o lege de la vârsta de 60 de ani, un meseriaș, un ceasornicar, un tocilar, un potcovar, un croitor ca mine, un meseriaș din așa, avea o lege, lucra numai pe bază de buletin, pe când la noi nu se promovează ca eu să pot să învăț pe cineva. La noi, cum faci ceva, vine ăla, te controlează. Bă, ăsta face o afacere. Ce să faci, frate, afacere cu acușul, degetarul? Nu e afacere. Și așa, de la sine, portul ăsta, eu sper că o să meargă înainte, nu o să moară. Dacă nu ne ajută nimeni, e cam greu. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Sunt multe de spus, multe, multe, dar dacă ați venit odată acasă, vă povestesc istoria așa, de când lucrez de 50 de ani, atunci pot să fac o carte. Mulțumim încă o dată. În continuare vom urmări câteva momente artistice. În continuare, formația Românașul din Târgul Ogreș, înființată în anul 2009 cu sprijinul domnului primar Băluță Ion, instructor Speriatu Aurel. Să-i urmărim! Thank you.
stat de vorbă și cu câțiva meșteri populari, dar și producător de I. Alături de mine se află Alina Prună, producător I de la Arta Caznică Tismana. Bună ziua! Bună ziua! Ne bucurăm că ne-ați vizitat standul. După cum v-am spus, suntem o cooperativă meșteșugărească înființată în 1950, adică după foarte mulți ani. În principiu, noi confecționăm costume populare din absolut toate zonele țării pentru ansambluri populare și pentru artiștii diferiți, presupun, care vor să poarte ia românească. Sigur. De asemenea, lucrăm ii și covoare, țesătură, alesăturii, cum ar fi acestea. Aș vrea să vă întreb cam cât durează, să spun așa, munca la o astfel de ie, pentru că de foarte multe ori cei care vor să le cumpere consideră că și prețurile sunt foarte ridicate, dar nu își pun niciodată întrebarea câtă muncă există în spatele acestei opere de artă, pentru că este o operă de artă, o ie. Desigur, este vorba de foarte multă muncă, tehnica de lucru este complexă, în confecționarea unei ii se urmărește adică trebuie să reprezinte ceva, ea trebuie să conțină neapărat simbolurile, bineînțeles, încreț și râuri. Altița este poziționată în partea de sus a umărului, urmează încrețul, care este în culoare deschisă, și trei râuri în partea de jos. Termenul de execuție pentru un astfel de produs este 3 săptămâni, deci se coase intens. Vreau să vă întreb de unde aveți comenzi din țară sau dacă aceste comenzi pe care le primiți sunt doar din județul Gorj? Sincer să vă spun, din județul Gorj mai puțin. Noi lucrăm pentru ansambluri și ansambluri, după cum am spus, din toate zonele țării, da? Am lucrat pentru Tulcea, Constanța, foarte de comandă în cantități foarte mari sau? Da, 20. Se poate trăi din acest meșteșug? Eu nu sunt meșter popular, sunt angajat, dar da. Da. Bun, mulțumim foarte mult pentru informații și vă așteptăm și în alți ani să veniți aici la Hobița, pentru că este județul nostru pe care trebuie să-l promovăm cu toții. Înțeles, mulțumesc mult și eu. Așadar, alături de mine se află o gorjancă care ține foarte mult la tradițiile noastre, doamna Pârvuțoiu Ioana, în vârstă de 86 de ani. Iată că ne întâlnim astăzi cu dumneaei la Hobița, unde, bineînțeles, poartă ia autentică românească. Bine v-am găsit! Bine, ați venit sau v-am găsit eu? Cum se face că pe această căldură, în această zi, iată că purtați ia autentică românească și ați venit aici să reprezentați Gorjul cu mândrie? Mi-e drag să plec în România asta, că am trecut prin mari greutăți. Acum se vaite lumea, dar eu o duc bine. Am copii aranjați, cu minți, mă iubesc și sunt sănătoasă pe picioare. Dacă ați venit pe la mine să vedeți o gospodărie cu grădină și cu aia, cred că ați credea că din filme. Ia spuneți-mi, referitor la ia pe care o purtați, are o poveste specială? Este cumva veche? Aveți acasă ii care sunt vechi? Da, am cămăși, am ii n-am, dar am cămăși.
Multe am făcut, dar i-am mai dat aici ăștia inechi. Vezi, da, o prege șoarță, cum se săsa atunci, că se îmbrăca lumea din mânuțele femeii. Ea era cu mâncarea fără aragaz, fără cu mașină de spălat, cu mâinile. Toată noaptea țăsam la saci, la cergi, la pături, ghinii, să ne îmbrăcăm din mâna femeii. Acum e o bogăție, cum să spun, o ușurință pentru femei și pentru tineretul ăsta. E o ușurință, eu așa socotesc, că am trecut prea prin multe. A venit colectivul, era cotile și ăștia, ouă, dă de cotă, biței, porci. Dar m-am ținut cu bărbatul, un om la locul lui. Ați lucrat la război, așa cum se lucra? Se suși la arta casnică, 3 ani de zile. Pe urmă a venit CAP-ul, am intrat 3 ani la vaj la CAP-ul, că aveam copii la facultate. Vai, ce rău am dus-o. Spuneți-mi puțin despre experiența dumneavoastră în cadrul artei casnice. Tismana. Păi, ce să... Cum a fost? Cum ați ajuns acolo și... Da. Venea cineva de la Tismana, adică ne dădea prin sat la noi. Eu luam de la Leleș, nu știu dacă Lelești, acolo mă duceam pe picioare de la Arcani. Și ne aducea materiale și le luam acasă și le țăsam. Dar ne plătea bine. Pe timpul CAP-ului, 12 lei pentru un prosop nu era ușor. Da, muncă, noapte și zi. Și deci am trecut. Dar acum spun, tineretul ăsta... Nu mai sunt copii să mai ducă burieni la porci, la viței, la toți minge așa atât. Nu știu ce să o alege de țara asta cu atâta trângăreală. Considerați că în ceea ce privește hainele tradiționale, mai sunt ele așa, eu știu, purtate ca odinioară? Sunt, să mai îmbracă lumea. Sunt apreciate? Sărică și la medieuri să mai îmbracă lumea. Și o să, cred că iasă din nou treaba asta, că mie mi-au plăcut și îmi plac. În viața mea cu ăștia m-am fălit când m-am dus, cum era joc în drumul mare la noi, că fiecare duminică era juca lumea și ne duceam și jucam acolo cu fiecare, care mai de care, cu cămășile lor și cu oprege și cu... În fine, a fost spus, a fost muncă grea, dar frumoasă. Și era lumea mai liniștită, parcă atunci. Acum parcă, nu știu cum să spun, e o brambureală așa între lumea asta. Să urăsc așa, nu știu de ce, dar atunci, prin toată sărăcia, era o unire. Ne duceam neamurile unul pe altul, acum să mai duc. Mulțumim mult pentru că ați stat de vorbă cu noi. Vă dorim multă sănătate și să ne vedem și anul viitor. Și de ce nu? Vă doresc și dumneavoastră să ajungeți la 100 de ani de pe picioare. Să nu ducem ponoasă pe capul altuia și noi să ne chinuim. Salut, e bine să fii Doamne de cadrul Festivalului România Autentică a fost prezentată și o colecție de ii care au o vechime de aproape un secol. Cea care le deține este Mariela Borcan, colecționar de costume populare. Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru că ați acceptat să ne povestiți puțin despre iile pe care le dețineți. Am o colecție muzeală constituită de peste 100 costume populare, vechi și foarte vechi, cu vechime cuprinsă între 80 și 100 de ani. Colecția reprezintă zona etnografică Valea Gilortului, depresiunea Câmpu Mare. Sunt costume și de peste un secol, 110 ani, de exemplu. Spuneți-mi, cum ați reușit să intrați în posesia lor? Sunt moștenire din neam în neam sau cum s-a întâmplat să intrați în posesia acestora? Le-am colecționat din localitate, din localitatea Albeni, de unde vin. Mi le-au dat bătrânele, mi le-au dat oamenii cu suflet. Unele le-am plătit, au fost cumpărate, altele donate, altele date de pomană, că așa se obișnuiește la noi la Olte. Dar din dar se face rai, cum spune o vorbă din bătrâni. Exact, exact. Și le-am primit cu mare, mare dragoste. Unde a fost cazul, le-am recondiționat. În rest, le-am lăsat exact așa, cum le-au păstrat, cum le-au confecționat străbunele noastre. Le-am curățat, le-am călcat, le-am așezat la loc de cinste. De aceea îmi doresc ca ia noastră, românească, să intre în patrimoniul UNESCO. Este, o consider operă de artă, alături de operele lui Brâncuș, de mănăstirile din Moldova sau de picturile renumiților artiști.
trebuie să... Spuneți-mi, ce impact au aceste ii vechi de atâta timp, mai ales că în ziua de astăzi nu prea mai sunt promovate atât de mult iile autentice, sau cel puțin nu mai există la fel de mulți producători ca odinioară? Iile autentice sunt iile vechi și foarte vechi. Acelea au fost confecționate și lucrate cu o tehnică aparte. Materialele, de altfel, sunt unice. Nu mai găsim materiale din acelea, de exemplu, arniciu, bumbacul, care era crescute într-un mod aproape sălbatic, deci fără aditivi chimici. Nu se foloseau substanțele chimice pentru tratarea plantelor și animalelor, cum de altfel se folosea și lâna de la oi, nu suporta tratament chimic. De aceea poate au și rezistat atâția ani și arată impecabil ca și noi. Comparându-le cu cele noi, se vede tehnica, multă muncă, cusută la fir, cusută făcute cu multă migală. Se lucra și un an de zile la un costum. Țărâncele noastre le coseau, le lucrau pentru a ieși la horă cu ele de Paște. Fetele bucate aveau iile și costumele mai încărcate, mai bogate. Din punct de vedere material, se compuneau din materiale mai scumpe. Țărâncile mai sărăcuțe le aveau mai simple, din materiale puțin mai ieftine. Oricum, fiecare fată se chinuia un an de zile să coase un costum pentru a-l îmbrăca în ziua de Paște. Cele care aveau costumele mai frumoase erau curtate și de băieți, erau cele mai vestite, erau cele mai lăudate, erau cele mai frumoase. Și iată că, până la urmă, costumele populare împărțeau cumva oamenii și în categorii sociale. Exact! Păi costumul spunea din ce categorie socială provine fiecare fată, fiecare țărâncuță. Ia pe care o purtați astăzi are o semnificație aparte, are o poveste sau... Da, costumul pe care îl port astăzi este de la bunica mea, are 85 de ani, l-a confecționat, așa cum vă spuneam, pentru a ieși cu el în ziua de zile de sărbătoare. Și în zile de sărbătoare, da. Este un costum foarte bogat în ornamente, predomină ornamente florale, puțin și geometrice, așa le combinau, geometria cu florile. Spuneau bătrânii noștri că așa cum culegi florile din câmpie, le poți pune pe ie. Exact așa se inspirau femeile din natură. Da. Vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce ne-ați povestit și de ce nu vrem să vă facem în curând o vizită să vedem și noi acele ii autentice. Vă invit cu mare drag și mare plăcere. Suntem aici, nu pot să nu spun acest lucru și datorită domnului primar Stan Silviu Nuț și datorită domnișoarei directoare Oana Botanciu, care se ocupă de la Albeni și colaborăm și facem totul ca să iese bine. Mulțumesc foarte mult! Cam atât de la a doua ediție a Festivalului România Autentică. Vă aduc aminte că emisiunile noastre le puteți viziona pe site-ul www.cultura.ro la rubrica Cultura în Imagini. Totodată vă readuc aminte că din această săptămână revista Cultura se află din nou în chioșcurile de ziare. Până data viitoare, toate cele bune și nu uitați, important este să promovați Gorjul și valorile tradiționale.